Cum zic că Norvegia, Norvegia e un loc de unde mai, tare. Mai da, dar cine se duce în Norvegia și stă mult acolo, are tendința să revină la pupitrul de știri, din ce am văzut eu. Exact, asta am aflat și noi, așa că, doamnelor și domnilor, Magda Pălimariu! Mulțumesc. Te bine ai revenit la muncă. Așa. Mulțumesc. Așa se spune, dar bine, cumva ai revenit de, pe toți, de câteva săptămâni, nu? Da, sunt vreo două săptămâni jumate, chiar trei. Păi, dacă sunt deja trei săptămâni de muncă, hai să luăm un loc. Să ne așezăm un pic aici pe canapea. Să nu ne obosim foarte tare. Ai revenit la vreme. Magda, mă așez lângă tine. Uite, dacă... așa, gata. Ai revenit tu și a venit și ciclonul. Odată cu revenirea la vreme și a venit și un buchet de viață. Hai că te întregi. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Ce drăguțe sunt! Ne bucurăm că ai revenit. Stai că am zis de ciclon, zis că de ciclon. E o perioadă de-asta complicată cu vremea. Da, dar eu n-am revenit cu ciclonul, te rog frumos! Așa s-a nimerit, așa s-a cupat. Foarte intens la serviciu. Da, dar într-adevăr s-a cam schimbat vremea în ultima perioadă. Însă vom reveni ușor, ușor la zile mai bune, ca să spun așa. Dacă vă interesează neapărat prognoza meteo, pot să vă spun detaliat, că nu, mai avem coduri roșii, galbene, mai durează. Hai să lăsăm vremea cu vremea și să revenim la Magda, pentru că sunt convinsă că are să ne spună multe. Cum a fost readaptarea? A fost treptată, pentru că am revenit la știrile de la ora 13 în prima săptămână, astfel încât și Axel să se poată obișnui cumva cu lipsa mea de acasă, pentru că în cei 2 ani, în acești 2 ani nu am lipsit deloc de lângă el. Și ca să vadă unde e mami plecată, l-am și luat cu mine să-mi cunoască colegii. Da? Da, i-a plăcut foarte mult și i-au plăcut și colegii foarte mult și platoul de știri. Nici n-a vrut să mai iasă de acolo. Da, știu asta că am trăit-o ca mamă, știu că e greu să revii, mai ales după 2 ani de stat non-stop cu copilul. Da. Dar cum ai fost? Ai avut anxietatea aia de plecat de acasă, gata, îmi las copilul și mă duc la muncă? Da, da. Ai avut, nu? Am avut-o mai degrabă cu mult înainte să revin, pentru serios? Că știam că o să revin și chiar și cu un an înainte îmi făceam tot felul de griji și probleme, cum va fi Axel, cum va sta acasă fără mine, cum... Dar după ce am revenit, mi-am dat seama că lucrurile nu sunt atât de negre pe cât îmi închipuiam eu. Știu, e așa mult este. Mai ușor, am dar cu un an înainte îmi făceam 1000 de griji. Și cum s-a adaptat? El cum s-a adaptat la program? S-a adaptat bine și se uită mereu la televizor, știe de câte ori plec de acasă, îi spun, uite, mami pleacă la muncă, se duce la televizor. Și îți face cu mâna sau zâmbește și mă întorc înapoi. Salut, Axel! Bună, Axel! Axel! Te iubesc, mami! Da, se uită la noi și chiar ia telecomanda. Când îi spun, vezi că mami pleacă la muncă, o vezi la... imediat fuge să caute telecomanda. Zic, nu, 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 mai așteaptă puțin, că imediat ajung și la televizor. Dar nu te-a întrebat cum intră oamenii în ecranul ăla? Încă nu vorbește atât de mult. Cât are? Doi ani. Păi acum începe. O să înceapă. Da. Dar cum e ca personalitate? Că nu este foarte ager și foarte energic. Dar cred că așa sunt toți băieței la vârsta asta. Când am aflat că e băiat, așa m-am gândit. Zic, să vezi câtă energie acum. Da. Deci așa-s cam... A început să dărâme? Să strice? De mult. Asta cu dărâma duc și cu stricatul. Vreți să vi-l aduc pe aici? M-ar fi rău. Când vreți să schimbăm complet decorul, chiar cred că ar fi o idee foarte bună. Mă anunțați. Mă anunțați dacă doriți să schimbați ceva pe aici. Vrea să facă tot timpul cum... Să se facă așa cum vrea el? Exact. Și observ asta mai ales în ultima perioadă, după ce am împlinit vârsta de 2 ani. Mi se pare că e și mai... impunător. Impunător, da. Da. Și suntem și zodia Leu amândoi și în aceeași zi născut. Și e cam care pe care. Ia stai că nu mă faci tu pe mine, totuși. Dar atunci când găsiți puțin timp liber, cum îl petreceți? Mergem în parc, găsim diverse locuri unde să se joace foarte mult. Depinde, da. Găsim locuri și mergem și în zone din astea mai
nu știu, gen în pădure, îi plac copacii foarte mult. Mai în natură? Da, 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 mm-hmm. În natură, da. Magda, cum ești tu ca mamă? Eu te văd așa foarte calmă, da? Atunci când vine vorba de părințeală, ca să zic așa, da? Ți-ai rolul ăla de mamă? Yeah. Ești un pic corectă? Sunt și autoritară. Da? Pentru că altfel nu ar mai ști să facă diferența între ce trebuie să știe că e bine pentru el și ce nu. Am început să fiu și mai autoritară, mai ales că a avut o viroză și a trebuit să-i administrez siropuri și tot felul de... Și atunci, fără puțină autoritate, nu poți. Da? Dar nu reușești cu el, nu răzbești. În Norvegia mai mergi? Deocamdată am fost în luna august. Acum nu o să mai... nu știu când o să fie următoarea plecare. Vacanță, pentru că acolo Norvegia a rămas la stadiu de vacanță. Bun, Norvegia nu mai merge atât de des, dar pentru toamna asta ce obiective ți-ai setat? Te-ai gândit, ți-ai așezat așa vreun plan? Planul este cu această readaptare la muncă, să vin în fiecare zi și cam asta e, să-l văd pe Axel că e bine așa cum suntem acum. Și să fie și el la un moment dat prezentator. Că dacă îl mai iei cu tine și se obișnuiește, deja nu o să mai aibă nicio emoție în platourile de filmare. Nu știu dacă... Da, vedem. Dacă se adaptează ei atât de ușor. Eu cred că ei sunt deja adaptați, că sunt micuși și nu-și dau seama mai târziu. Da. Dar ți-ar plăcea să-l îndrum către asta? Adică... Nu. Îmi doresc să facă absolut ce-și dorește el. Îl susțin în orice o să-și dorească el să facă. Nu mi-am imaginat ceva anume pentru el. Îl văd că îi plac, în schimb, periuțele de dinți. Are colecție de periuțe de dinți. Ce frumoasă pasiune, mai ales pentru un copil. Scuză-mă, dar... Nu știu de unde. Chiar nu pot să-mi dau seama de ce este atât de pasionat de periuțe de dinți, mai mult decât de jucării. Fă-l pasionat și de ață dentară. Exact. Și avem un mic dentist? Pasionat de dentară și o să aibă dentura absolut perfectă când se face mare. Da, este... Pasionat de... Ce frumos! Magda, noi vrem să-ți facem readaptarea mult mai grea, așa că vrem să ne ridicăm un pic în picioare, avem o provocare pentru tine.